Papa a supărat comunitatea gay, Vaticanul și-a cerut scuze pentru că a provocat durere întregii comunități LGBTQ după ce a șters un link către un grup de susținere a acestei comunități. Site-ul web al Sinodului Episcopilor, care organizează un proces consultativ global de 2 ani înainte de o întâlnire majoră de la Roma din 2023, a emis scuzele de rigoare și a postat înapoi linkul în weekend după mai multe critici de pe rețelele de socializare. Linkul era către un webinar de la New Ways Ministry, un grup din Statele Unite ale Americii care slujește catolicilor LGBTQ care se simt excluși sau marginalizați de biserică. Biserica Catolică consideră că homosexualii ar trebui tratați cu respect. Incidentul nu reprezintă singura ocazie în care Vaticanul a trimis semnale mixte despre rolul pe care homosexualii catolici îl pot avea în biserică. Thierry Bonaventura, manager de comunicare al sinodului, și-a asumat responsabilitatea personală pentru eliminarea linkului, spunând pe site-ul sinodului că aceasta se datorează motivelor procedurale interne. Sinodul din 2023 ar putea schimba modul în care Biserica Romanul catolică ia decizii și ar putea să-și lase amprenta pentru mult timp, chiar după ce pontificatul Papei Francisc se va încheia.